u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coinși la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare oameni faini și bine ați venit la un nou episod de FC24 Pack Opening, un nou icon player pick din care evident sperăm să pice Nenia R9 în continuare la vânătoare. Vă place seria? Nu uitați să plătiți și pe butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar de important dacă n-ați tot deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de pe planetă, folosiți codul de reducere CATAXPKG pe PC, garaj, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftine pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FIFA Coins, FC Coins, pe u7buy.com folosind codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari, let's go, time! Cam asta e echipa în momentul de față, băieții au fața plecată, deci asta este ce să facem, nu avem ce să facem. Și hai să vedem ce o să pice. Cum am zis, R9 ar fi varianta cea mai plană. Nu neapărat că banana n-am striker. Că am și eu vreo 4000 de striker, da? Știți cum e. Speranța moare ultima. Poate vine vreodată Nenia grasul R9 și pe contul ăsta. De fapt, nu și pe contul ăsta. Pe contul ăsta. N-am prins niciodată R9. Ok, Spain is Spain. Lăsați și voi în comentarii cu ce ați primit din Icon Player picul ăsta, dacă l-ați făcut. E un pic nasolie de primăvară, că nu mai am fodder. Am făcut 83x10, am cumpărat și jucători pentru Icon Player pick. Deci cam îmi pute treaba, cred că trebuie să mă apuc de un pic de trading sau ceva. E nasolie de primăvară, rău de etoart. Rare Player's Pack. Nu mai știu de unde am pachetul ăsta. Posibil să fie de la Weekend League. Ok, Paralyzation-ul bun. Noi double walkout. Am nevoie de 2 jucători de 88 rating și 3 de 86 ca să termin SBC-ul la Icon Player Pick. Așa că Nenia Paralyzation a venit perfect. Încă unul spații ceva pe aici, un 85, nu. Mai avem și ceva tradable. Deci cred că la și le dau quick sell. Nu mai am spații pe market. Hai Gigel. Nu renunța Gigele. Mi s-au înfundat urechile din nou Gigele. Ce-i viața asta Gigelei? Anglia. Right back. Dacă e Trent, e perfect. Ah, Trippier. Bun, și ăsta e 85 parcă. Deși nu o să mă ajute la SBC-ul ăsta. Ia să vedem. Îți va de 84 în spate ceva pe acolo? Un inform, o vrăjală? Nope. Ăsta îl punem. Se scoare prețul așa dacă o băgat ăsta cu 83x10. Absolut de la 950. Ok, un pic am mort. Marketul din ce vedem pe aici și lea. 12.000 de coins. Se fac bani azi. Bani grei. Bani gheață. Premium Gold Players Pack. Și ce aia am? Little? Nu e Little, sau? Sper că e walkout totuși. Domnișoara Ware. Ok, 84 rating. Încă 2 de 86 ar trebui să mai pice măcar. Mai cumpăr eu 2 de 88 și aia. Nu știu dacă o să-mi ajungă coinșii până la final de joc. Dacă nu fac niște trading și alte alea, la cum bagă ăștia ai când SBC-uri și vrăjeli. Cam greu să supraviețuiești încă 4-5 luni, cred. 1.600.000 de coins. 80 plus X5. Anglia, center back. Chelsea, Anglia center back Chelsea, cred că e domnișoară. Domnișoara Bright, 85. Nu vrea mă să forțeze 86-le ăla. Deși pot îi reușesc să fac SBC-ul dacă bag mai mult de 85. Și Nenia Paralyzation în schemă. Ia vezi la cumătru ăsta la Palacios. Ce freză și-o tras Nenia. O parte blond, pe o parte brunet. Combinațiune. 82. Din astea trebuie neapărat să pice măcar un 88. Hai mă nene mă, în mijloc. Car special din părți. Nemții ACDM dacă e chimici perfect. Nu-i walkout. A, bă, da, e Oberdor. Ok, 87 rating. Poate reușesc să compensez cu aia de 2.85 plus domnișoara Oberdorf și să nu mai cumpăr 2.88 rating. Un inform ar fi bun aici. Când zice că am recuperat tot ce am dat pe pachetul ăsta.
Let's go. Mamă, toată lumea în 3 double, nici măcar în formă. Am arunde să-l bag pe mine în form, nu cred. Hai că dai o recovery după aia. Poate îl bag la 83-10 mai spre seară. În formă ăla l-o da să nebunesc. 83-10 din nou. Extraordinar, drău vrei tu. Center back. La porte, nu mai știu cât are. Cred că are 85, nu cred că e walkout. Da, 85 rating. Hai cu un inform și nu dublură, nenia. N-am unde să-i mai bag. Ok, asta este. Bun și așa. 84, 83-urile. Opa. Înapoi vericiorul. Banghili, banghili, salpa. Și ultimul 83-10. Cum am zis, drop rate-ul mi se pare că e extraordinar de mizerabil. Fiecare promoție vine așa la plezneală. Goalkeeper, Barcelona, Sandra Panioș cumva oare? Ok, tot 87 pe acolo. Cred că pot să fac SBC-ul cu jucători ăștia de 87. Înlocuiesc de 86. După câțiva de 84, 85 și ar trebui să fie. Și în spate, un inform pe care nu-l mai am. Sau, poate e că nu. Ok. Banghili și banghili și hai să vedem ce facem cu player Picozauru. Bun, și cam asta e echipa. Hai să vedem. O dăm iar cu stați, Rivel și Vrăjeli. Poate e cu noroc cine știe. N-ar fi rău un Iașin center back. Cel mai mult cam de asta aș avea nevoie de un center back sau center midfielder. Un CDM mai exact. Un Vieira n-ar fi rău deloc. Chiar dacă nici nu știu cât costă base-ul. Dar probabil că multicel oricum. Bun, hai să ne bă la creație. O Zacunea Slăninel. Deschidem player pick-ul. Dăm pe primul. Atribut details. Să înceapă blănăria, domnilor. Ia să vedem. Oare cu șifera? Ok, physical 74. Deci clar, nu e jucător defensiv. Maxim poate e un jucător din ăsta left back, right back. Ok, n-are defensivă deloc. 74, 34. Așa la prima vedere aș zice că e un Butragueño ceva cu 55 aggression, deși nu cred că are 80 strength totuși Butragueño. Poate un Dalglish. 75 cop și 1 la dribbling, clară treaba. E agility și balance. Passing n-are. Shoot mort în Adidas. Pace-ul mega mort în Adidas. Ceva atacant din ăla, dar ultra mega slab. Habar n-am cine ar putea fi asta, care e un car special din ăla, nu, e base. Are care finesse-ul, cred. Striker cu verde, what? E 89 rating. Cine eu? Ia Richelme. Trăiască în ia Richelme, ce să zic. Am început în forță, dar măcar știm clar că nu e linie de carduri base. Asta e clar și categoric. Hai să vedem. Ia stai să dăm așa dacă vedem măcar playstyle-ul. Acrobatic. Aici cred că la acrobatic cea mai bună ar fi Abili. În rest, nu mă lemni pe în direcția aia. 84 la lebeniță. Cred că domnișoara Abili avea vreo 90 stamina sau ceva pe acolo, deci ăsta 99% e nenia Van Basten. Are defensivă, dă un pic cu lebenița. 90 agility, what? 87 balance. Ball control 87, dribbling 90. Mă, Van Basten parcă nu avea 90 agility și 87 balance. Dar cine o fi cu acrobatic? Decent, nu e extraordinar. Nu prea are poziționare, dar în rest decent. Stă bine pe vole, n-are agresivitate, deci nu-i Cantona. Cantona cred că avea de fapt altceva, flare sau ceva pe acolo. Pace-ul așa și așa, dar nu e un card extraordinar nici ăsta. Cine să fie, mă, nene, mă? O fi ceva card din ăsta. Nu mai știu cum le zice la astea. Winter Wild Card, lemn de foc ceva.
Anul e base, 89. Sanchez. Ok. Hugo Sanchez. Nu e cel mai rău card. Numai nu cred că am cum să-l bag. Poate e right winger, dacă are cumva poziția de right winger, ar fi o idee. Deși cred că Nenea Zolica e mai bun și în Zero Chem. Al treilea. Hai mă, nene, mă, doar n-or fi 4 lemne de foc, ești nebun. Dăm și un center back corect. Ok, fizical din părți. Deci clar jucător de atac. Zero jumping. N-are defensivă. Hai măcar agility și balance grămadă. E vreo șansă să fie Butra, nu mai știu exact la care sau nu jumping Butra. 89 cu 88. Reacție 86. Am puțin pe reacții. O leacă de passing. Shoot-ul cu rugol. Pace-ul decent. Bă, sincer, n-am nici amică idee cine ar putea să fie. Dar nici ăsta nu cred că e base card. Ia să vedem ce abilități speciale are. Ochii ăsta de dribbling, mai știu cum îi zice, dar ăsta e bunicel. Dar pare a fi base card. LM88. Nu-mi zic că ăsta e Cehu, am uitat cum îl cheamă. Ești nebun la cap, Ribery, mă. Dacă are right winger cumva, e perfect, că poți să-l bag lejer în echipă. Ok. Sincer, mă așteptam asta, dar n-arată extraordinar că ești nebun. Arată chiar basic. Pușca și cura au alat. S-ar putea să fie win, dar din nou, dacă are right winger, că altfel un pic de nasoare de primăvară. Și ultimul icon. Hai mă, nene, mă, dă-mi un right winger, mă, nene. Sau un center back. Center back ar fi mai bine sau CDM. Ok, avem 92 stamina. 69 acolo, ăsta e Philip Lam. O leacă de defensivă, n-are tackling. Sau s-ar putea să fie Sawa. Parcă Sawa, dacă bine ți minte pe cardul ăla Toti, nu avea tackling. Singurul atribut care nu trecea de 80, parcă. Cred că era 79 la tackling, dacă bine amintesc. Poate greșesc. Ok, 88. Cred că Sawa avea un pic mai mult la astea. La agility și balance. Are reacții bune, are composure, are și dribbling. Passing chiar blăniță. Ok, Sawa trebuie să fie, n-are cum să fie altcineva. Care și poziționarea asta extraordinară. Care și pace. 100% e Sawa. Da, sau am ghișit-o, măcar una. No, bun, întrebarea este. Potim asta. O fi Ribery mai scump sau domnișoara Sawa? Sawa ar fi bună pentru că ar intra direct în echipă. Nenea Ribery arată bine, dar n-are right winger, ești nebun și n-aș avea cum să-l bag pe Mbappe pe left winger. Nu mai am unde să-l trec pe Mbappe, că deja în fața am o Eusebio cu, cu Müller. Deci oricum o dau, nu cred că am cum să le iau pe Riberiosaurus. Hai să mă uit pe Footbin să văd cât costă amândoi. Bun, deci nenea Riberi costă undeva la 600.000, 630.000 ceva pe acolo și domnșoara sa undeva la 500.000. Având în vedere că eu am nevoie de un center midfielder, are cumva și CDM? Nu are CIM. Cred că o să iau pe domnișoara Sawa. Cam asta este, că n-am ce să fac cu Riberi. Dacă avea right winger, îl luam 100% pe Riberi, dar așa... Pușca și cura alată pentru 100.000 extra, nu cred că are sens. Semi-win ar zice că a fost. Nu a fost nici o victorie extraordinară, nu mai știu cât costă SBC-ul, dar undeva pe la vreo 400.000, cred. Deci n-am luat nici rău, nici extraordinar. Ia să vedem. Lubianu. Singura problemă ar fi că n-am niciun jucător super defensiv dacă scot pe neaci oamenii. Dar un pic am depășit neaci oamenii. Am dau viteză băieții. A intrat domnșoara Sawa. Toată lumea stă full cam. Hai că da. În bag marinar nu stă, dar cred că dacă îi dau francez aici ar sta lejereanu. Nu știu dacă am un francez. Digigele. Nu cred că am francez pe la club. Country region. Arlevu france n-am. Dar 100% ar sta că fix aia lipsea un francez. Dacă bine mi-amintesc. Mai jos.
Unii din Franța, da. Deci dacă bag un francez, ar sta și neamba pe Marinadu Fulchem. Cam asta este. Center back-ul să-l mai schimb. Aici, cum am zis, nu știu dacă o să fie cea mai bună chestie, că n-am jucător defensiv. Amândoi au abilități ofensive grămadă. Dar poate compensează domnșoara Saua, că o să-i dau și Shadow. Și vedem. Aia e. Poate data viitoare. Pușca și curaua lată. Vedem cum fac să strâng fodder, că e gravă rău de tortă, domnilor. Mersi faine vizionare, să aveți o super faină în continuare. Lăsați-vă în comentariu cu ce ați primit din Nike Player Pick dacă l-ați făcut. Și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!